În proiectul de astăzi vom dezasambla acest Sonos Connect pentru a ajunge la sursa acestuia, care cred că s-a ars pentru că nu mai funcționează. În urma unei pene de curent, la revenirea tensiunii, acesta n-a mai funcționat. Așa că va trebui să-l demontăm și să vedem dacă putem să facem ceva în sensul ăsta. Pentru a dezasambla, mai întâi va trebui să desfacem acest cauciuc. Vom folosi o șurubelniță mată și vom ridica acest cauciuc, care este sub formă de picioare să nu alunece, și înăuntru este o gaură unde vom găsi șuruburile acestuia. După desfacerea celor patru șuruburi care se află aici, în spatele acestei garnituri de cauciuc, pentru a nu o demonta de tot, va trebui să folosim o șurubelniță lată și să desfacem aceste cleme. Aici se află două cleme și pe partea cealaltă încă două cleme. Le vom desface, băgăm o șurubelniță lată pe aici. Și astfel nu va trebui să montăm complet această chestie de cauciuc. Va trebui să scoate cu grijă, pentru că va avea în continuare atașat partea de aici. Aici încă se găsește partea de control a acestuia, care este prinsă cu patru șuruburi. O vom deconecta. Văd că aici are doar două șuruburi, dar are patru găuri. Dar nu a fost dezasamblat. Acum, pentru această placă, avem aici un șurub. Și apoi va trebui să o ridicăm cu grijă, dar placa aceasta este conectată în aceasta cu acești pini lungi și va trebui să avem grijă. Porturile de internet sunt cele ce țin ce am deconectat de aici, prin ridicare. O să o dăm la o parte. Apoi vom deconecta. Dacă vreți să îndepărtăm cu totul această placă, putem să deconectăm aceste două mufe, una de aici și acestea două de aici. Însă eu vreau să ajung doar la sursa acestuia. Trebuie să desfacem această folie. Pentru că în spate se ascund două șuruburi. Șuruburi care țin placa de bază. Apoi mai este încă unul aici. Pe care putem să scoatem sursa de aici. Pentru a scoate cealaltă placă de pe
baza acestuia mai avem aici 3 șuruburi, 1, 2, 3. Avem 3 șuruburi, 1, 2, 3. După care va trebui să decuplăm această plenă. Și apoi o ridicăm din partea aceasta și toată partea asta e prinsă în brigăle prinsă de aici. După ce au fost îndepărtate cele 3 șuruburi, avem aici această clemă. Și apoi... Aceasta a fost prima parte în care am dezasamblat sonosul pentru a ajunge la sursă. În partea a doua, al cărui link o aveți în descriere, puteți vedea cum am reușit să reparăm sursa acestui soros. Dacă urmați link-ul, vizionare plăcută, dacă nu, până data viitoare, numai bine și pe curând!